Bună ziua din nou aici la o bucățică de istorie. Continuăm decalogul continuității cu punctul 5 astăzi. Mă rog, astăzi am mai făcut un material. Și locul 5. Acum trebuie să derulez un pic. Zice așa. Locul 5 sună cam așa. Zice, apariția târzie a românilor în documentele oficiale maghiare are explicație simplă. De-abia prin secolele 12-13 sunt destul de prezente structurile feudale maghiare și autoritatea regală pentru a se impune. Atunci comunitățile sătești, juzii, cnejii, românii strânși de fisc ungar sau chemați la vreo judecată au nevoie de cancelarie regală sau de o autoritate locală pentru recunoașterea drepturilor lor strămoșești. Notați cum o seamă de cuvinte din română cu conotație juridică sunt de origine maghiară. A făgădui, a tăgădui, a serăfui, a bănui, a chibzui, a îngădui, a mântui. Îl numim pe Hristos Mântuitorul cu un cuvânt provenit dintr-un radical de origine maghiară. Dacă România ar fi venit în Ardeal abia în veacurile 12-13, cum să ne închipuim că ar fi asimilat asemenea noțiuni esențiale, fără mai multe veacuri de conviețuire cu ungurii, și să le fi răspândit apoi într-o spațiu locuit de români? Bun, aici explicație foarte simplă. Din punctul meu de vedere, cum am mai spus, există o migrație. La nord de Dunăre primele mențiuni despre vlahi la nord de Dunăre îl avem de prin secolul 12, cam mijlocul secolului 12, odată cu campaniile bizantine împotriva Ungariei. Atunci când sunt amintesc de Ioan Chinamaios și de episodul legat de Ioan și Petru și Asan, răscoala lor împotriva Bizanțului, când Asan se refugiază la nord de Dunăre, unde primește ajutor de la vlahi și cumani. Deci, există și mențiuni în afara arcului carpatic, în Muntenia de astăzi, dar din limba română, eu aș trage mai ales concluzia că o colonizare sau o migrație masivă a avut loc prima dată în Transilvania, probabil prin Banat și prin Făgăraș, sau mă rog, Valea Oltului și Banatul, după care are loc de aici o migrație înspre Moldova și Muntenia, atunci când iau ființă și Muntenia, sau mă rog, Țara Românească sau Valahia, sau Ungru-Vlahia, să spunem așa, și ulterior Moldova. Și dacă pornim de aici că elementul românesc prima dată s-a așezat în Transilvania și după aia s-a dus în Muntenia și în Moldova, atunci ne putem explica de ce, cum spune și Giuvara, de exemplu, sunt o grămadă de cuvinte de origine maghiară, așa cum ați auzit mai înainte, inclusiv mântuitor, care ar fi de origine maghiară și care se află pe tot teritoriul locuit de român la nord de Dunăre. Nu se află doar în limbajul românilor din Transilvania, ci peste tot, și în Moldova, și în Muntenia. Bun, deci asta ar fi cu apariția târzie a românilor. Aici aș aminti și de un clișeu destul de întâlnit. Da. Acum mă uitam după o carte, un clișeu destul de întâlnit în istoriografia noastră, cum că ungurilor le-a trebuit, sau regatului Ungariei a trebuit vreo 300 de ani să ajungă la Poalele Carpaților. Din nou, acum depinde ce înțelegi prin cucerire, anexare, administrare. Adică dacă se referă că le-a trebuit 300 de ani încât să ajungă la Carpați, mi se pare destul de greu de imaginat așa ceva. Sunt informații că atunci când vin în
când se așează în Panonia, au trecut deja prin Transilvania. Adică au trecut sau trecătorile Carpaților, nu doar la nord, și așa au descălecat, în Panonia. Acum să comparăm cucerirea spațiului bazinului carpatic de către unguri cu cucerirea Americii de Sud sau Americilor de către spanioli. Adică mi se pare puțin ilogic să susții că spaniolii au putut să cucerească în, nu știu, 30, 40, 50 de ani toată America Centrală, Imperiul Aztec, Imperiul Incas din America de Sud. Da, unei populații din Europa i-a trebuit 300 de ani să ajungă de la Tisa până la Carpații Orientali. Mie mi se pare, cum să zic, mi se pare cam forțată teoria asta, foarte, foarte forțată, și am vrut să arăt o carte în sensul ăsta, scrisă de un autor, Alexandru Magiaru. Nu știu dacă nu, titlul cărții nu e chiar Cucerirea Transilvaniei de către maghiari. Și acolo sunt grămadă de clișee, cum că, mă rog, eu trebuie foarte mult timp să cucerească Transilvania, că vezi, Doamne, ar fi fost nu știu ce formațiuni românești, care nu au fost atestate documentar, ăsta e clar. Cred că clișeul ăsta cu cucerirea îndelungată a Transilvaniei e de fapt o schemă sau o stratagemă pentru a explica apariția târzie a românilor în documente. Adică după 1207, în Transilvania. Deci cam atât despre punctul 5. Apariția târzie a românilor în documentele oficiale maghiare. Asta e punctul 5. Urmează punctul 6, dar asta într-un alt material. Cam atât despre punctul 5 din Decalogul Continuității. Ne vedem peste ceva timp. O zi frumoasă!